Lăudați să fie Iisus și Maria! Dragi credincioși, mă bucur să am ocazia, acum la începutul Adventului, să vă aduc o veste bună. Pe lângă vestea că îl așteptăm cu toții pe Iisus, Mântuitorul, să se nască, am bucuria să vă anunț și apariția acestui site al parohiei noastre, parohia Mărgineni.ro. Acest site vrea să fie o ocazie de întâlnire între noi, cei din Mărgineni, și cei din țară, cei din străinătate, între noi, cei care putem veni la biserică duminică de duminică și cei bolnavi sau bătrâni care nu reușesc să vină. De aceea, pe lângă salutul meu, aș vrea să adresez un îndemn către copii și tineri. Dacă doresc să-i vadă fericiți pe bunicii lor, să-i cheme la monitor, să-i cheme, să le arate, iată ce este nou la biserica noastră. Iată ce mesaj ne transmite părintele de la biserică. Iată noutățile care au apărut. Iată fotografiile din biserica noastră, de la anumite sărbători. Sper ca această bucurie pe care o trăim aici la biserică să ajungă și la cei de acasă. Începem Adventul, acest timp atât de minunat pentru sufletele noastre, un timp de așteptare, dar și un timp de pregătire pentru venirea lui Iisus. Iisus vine spre noi, dar și noi trebuie să venim spre El. Așa cum ne îndeamnă Sfânta Scriptură, e un îndemn să ne trezim. Dumneavoastră, cei care de obicei veniți la biserică, ne vedem duminică de duminică, dar cred că mai sunt unii, poate în casele dumneavoastră, pe străzile unde locuiți, unii care e timpul să se trezească, să vină la întâlnirea cu Domnul. Adventul e un timp de așteptare activă. Suntem chemați mai mult decât în timpul anului să ne apropiem de Iisus, să ne apropiem de cuvântul Domnului. În același timp cunoaștem cu toții și vedem și tabloul cu Sfânta Familie. Dieceza noastră vrea să aibă în centrul atenției familia. Familia și căsătoria creștină. Ca și motto s-a ales pentru acest an, familie, devină ceea ce ești. Ce este familia? Ce putem face ca fiecare familie să devină un colț de rai, așa cum vrea orice soț, orice soție, cum auzi pe parcursul anului. Mai multe predici, catehezi, vor fi și misiuni populare. Iată o familie model, familia de la Nazaret. Să încercăm și noi să privim mai mult la Maria, la Iosif, la Iisus. Fiecare soție să privească la Maria ca și la un model. Fiecare soț să vadă în Sfântul Iosif un model de urmat. Și fiecare copil să aibă în Iisus un model pe care să-L urmeze în viața de zi cu zi. Vă doresc tuturor ca acest site al parohiei să fie o bucurie, să ne întâlnim unii cu alții, oriunde am fi în lumea întreagă. Și sperăm pe parcurs să venim și cu noi materiale și noi gânduri pentru suflet. Lăudați să fie Iisus și Maria!